sunt părți de buget, cum este, eu știu, tot ce înseamnă protecție socială și protecția copilului, dacă nu o să reușim să echilibrăm cumva, nu permit mai mult de 6 luni de funcționare și iarăși este o destul de importantă componentă și costisitoare, dar și importantă. Anul trecut noi am reușit, având și un excedent din 2019 destul de consistent, să funcționeze până undeva spre luna noiembrie tot ce a fost protecția socială și direcția de asistență socială și protecția copilului. Bineînțeles, noiembrie și decembrie, prin sume modice, au fost completate de guvern. În lege scrie că până la, că la 90% din sumă o acoperă guvernul, restul consilieri județene. Ori noi am mers undeva la peste 60-70% din sumă acoperită de consiliul județean. Sunt bani și costisitori, sunt proiecte de investiții. Și credeți că în acest an, dacă se ajunge la această situație chiar mai repede, adică ați anunțat vom undeva vedea, 6 luni? Vom discuta și la nivelul de Uniune, de consiliul județene, să vedem ce e de făcut în situația asta. Sunt multe din alocările pentru drumurile județene și comunale au fost iarăși reduse destul de consistent, de la 17 milioane de lei la 12 milioane de lei. Ori nu s-a întâmplat să avem mai puțin kilometri, tot 1100 de kilometri de drum județean și 800 de drum comunal sunt. Dar, iarăși, nu este foarte o sumă. Credeți foarte că mare. Se schimbă situația prin rectificări bugetare? Ar trebui să se schimbe situația prin rectificări bugetare, să sperăm că sunt făcute la timp, că sunt făcute profesionist și atunci putem să ducem mai departe această parte de funcționare și de acoperire a tot ce înseamnă servicii publice.